Încă 90 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 90 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Ce privește oferta de locuri de muncă vacante, astăzi 10 februarie, există un număr total de 90 de locuri declarate vacante de către angajatori din județul nostru, după cum urmează. Agent de intervenție 2 locuri, bucătar 2, bucătar șef 1, confecționer îmbrăcăminte 2, contabil 1 loc, coafor 3, dispecer 2, electrician 2, femeie de serviciu 3, finisor hârtie carton 1, frizer 3 locuri, ifronist 1, lăcătuș mecanic 20, lăcătuș construcții metalice 1, lucrător comercial 6, lucrător gestionar 1, manipulant mărfuri 3, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 8, operator calculator 5, ospătar 1, pizar 5 locuri, recepționer hotel 2, șofer 7, stivuitorist 1 loc, tâmplar universal 1, tehnician sisteme de securitate 2, tehnician echipamente de calcul 1 loc, vânzător 2 locuri și 1 loc de vopsitor în lemn. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.